Trăim într-un oraș București sau într-o țară România unde te poți plimba la orice oră noaptea, liniștit. Dacă ești fată, poți să fii pe tocuri, să ai o poșetă imensă, să-ți meargă toate bine, pentru că noi nu furăm, noi nu suntem violenți și, în general, noi suntem o nație ce trăiește în pace și bună prietenie. Ei bine, nu e deloc așa. Din când în când povestim și la Nața despre felul în care ne putem apăra și ce trebuie să facem mai întâi când suntem la ananghie. Au venit alături de noi doi specialiști în close combat sau ce înseamnă să te aperi când un aproape de al tău vine prea aproape. Dan Dumitru și Cristian Todirișcă. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Băieți, a venit să ne fac o scurtă demonstrație, dar chiar să vorbim despre principiile astea, ce ar trebui știute. Dan este maestru în domeniul ăsta, odată pentru că a lucrat în sistem și a lucrat alături de colegi, chiar la intervenții, este? Da, la serviciu pentru intervenții și acțiuni speciale, am fost comisar șef. Am înțeles. Când vă chemau pe voi, era deja treaba încălzită. Sigur. Am înțeles. Ce trebuie să avem în vedere? Atunci când ni se întâmplă, cineva se apropie destul de mult sau prea mult de noi? Da, ne deranjează spațiul de confort. Nu acolo ni se poate ceva întâmpla, ceva rău, mă refer. Atunci când cineva se apropie prea mult de noi și o să-i reușească lucrurile astea, când noi ajungem în mediul nostru de confort, adică în parcarea blocului, în scara de bloc, chiar în apartamentul nostru, în lift sau în hol, ori undeva în apropierea jobului. Dar aici suntem foarte vulnerabili. Putem fi vulnerabili și pe stradă, prin stradă, dacă suntem conectați la tehnologie, că noi mai nou suntem ancorați în ideea asta și nu putem să scăpăm de flagelul ăsta, atunci devenim extraordinar de vulnerabili. Asta este ca o otravă pentru creierul nostru și întotdeauna o să ne deconecteze de la realitate. O să facem greșeli monumentale. Nu suntem atenți la nimic ce se întâmplă în jurul nostru. Uneori când stai și aștepți, observi cu ușurință privirea unui om care te fixează, poate pentru că ești o fată foarte drăguță, dar și poate pentru că îți vrea rău. În mod ciudat, minutele astea au scăzut foarte mult pentru că de obicei ești cu nasul în telefon și poate să se uite liniștită. Omul, deci, o realitate. Unde mai preferă răufăcătorul să te caute sau să te zdruncine sau să încerce să-ți ia ceva? Care sunt locurile preferate? Locurile preferate sunt zonele întunecate, slab iluminate, parcurile, eu știu, de fiecare dată suntem în grabă și vrem să ajungem de urgență într-un punct anume sau acasă. Nu mai suntem atenți la ce se întâmplă în jurul nostru și o să zicem, băi, de ce să ocolesc eu 5 minute și o iau prin gangul ăsta ca ajung mai repede acasă. Îți forțez norocul. Dar forțezi odată și ține. Dacă îl mai forțezi a doua oară sau a treia oară, cu siguranță norocul se va răzbuna. Deci nu ai șansele tu de să ieși ok dintr-o astfel de idee prost aleasă. Ești de părere că fuga e un bun medicament? În anumite situații, da. Deci fuga chiar este sănătoasă în anumite situații. Chiar dacă este rușinoasă sau, eu știu, cineva te crede paranoic, o să rămâi un paranoic în viață. O să vă arătăm și imediat o tehnică de cuțit, să zicem, la o amenințare de cuțit, de armă albă, ce ai de făcut. Aici vedeți bine, dacă cineva te amenință cu un cuțit și ești la o distanță considerabilă, cel mai bun lucru este să fugi. Fugi cât te țin picioarele, te folosești de tot ce ai la îndemână ca să îl ții ocupat pe individul respectiv, că altfel altă situație nu ai. Și mai ne gândim acum că fiecare individ are caracteristicile lui de felul lui de a ataca și felul lui de a, eu știu, poate vrea doar să te sperie. Problema e de unde știi tu dacă nu vrea chiar să te omoare. Și înainte de toate trebuie să-ți spună ceva sau lucrurile pot degenera. Am și cel mai bine fugi. O să vă rog să vă pregătiți pe zona de combat. Da. Mă rog, e și zona de dans și de cântat la noi, la Nața. Să vedem despre ce este vorba. Băieții sunt pregătiți de o demonstrație. Te ascultăm, Dane. Da. O să vă arătăm ce aveți de făcut în cazul în care ai puțină experiență în domeniu, identitate educațională, atunci când ai, înseamnă că nu faci gafe și poți să ieși dintr-o situație anume. Dar pentru asta trebuie să treci ceva timp printr-o sală și să înveți lucrurile astea, să le asimilezi. Să zicem că folosim un ABC, un ABC al cuțitului. Dacă primim o lovitură de sus în jos, aici este cea mai mare greșeală. Instinctul nostru de conservare spune, băi, fă ceva. Și neștiind ce ai de făcut, intri în panică și automat comiți greșeli uriașe. Adică, eu mă sperii, mă blochez cu totul, încerc să mă feresc și asta e greșeala pe care o fac.
După ce am o identitate educațională și am învățat lucrul ăsta, îmi fuge toată ținta și dintr-o dată, observați, eu am dus arma, mâna în armată, către piciorul lui. Ce fac? N-o să fiu niciodată în măsură să blochez un braț care vine de sus în jos cu o forță fantastică? El nu este periculos decât în momentul în care pornește atacul. Deci până a pornit atacul, până aici și îl pregătește, nu e periculos. Arma o consider ca o prelungire a mâinii și atunci periculos devine momentul în care pornește atacul. Și în momentul în care a pornit atacul, am comis asta. Deja rău, eu nu am făcut nimic altceva decât să-i amplific mișcarea lui cu maximă ușurință. Îmi fuge ținta cu totul, eu fug cu totul, corpul. Corpul este lucrul cel mai vulnerabil în momentul ăsta. Și atunci când vin, de aici pot să jonglez cum vreau eu. Și pot să-l deposedez cu mare ușurință. Asta a fost un atac de sus în jos. Dar dacă vine un atac direct, ia uitați-vă, la fel. Nu faceți asta acasă, este valabil pentru ce experimentați și atât. Și nu-i nevoie să tai pe cineva din momentul în care arma nu mai reprezintă un pericol pentru tine. Arma este depărtată de tine, deci din momentul ăsta nu trebuie să-l și omori. Riposta ta trebuie să fie direct proporțională cu atacul lui. Și atunci, de ce să-l tai dacă nu mă trea? Ia să vedem. De fiecare dată îndepărtez pericol. Da. Mulțumim tare mult, Dan Cristian. Să spuneți dacă sunteți organizați undeva sau dacă se poate studia undeva treaba asta. Bineînțeles, am sală de luptă împotriva violenței stradale, unde predau close combat și military self-defense, dar raportat la nevoile străzii. Deci partea de militari self-defense o predau de multe ori în școlile de poliție sau, eu știu, în servicii de securitate și pază, oriunde sunt solicitați. Da, pare super simplu când arăt, sunt convins că e mult mai complicat. Important este să-ți antrenezi creierul mai întâi pentru ca mișcările astea să-ți iasă bine.